Acesta este primul meu videoclip de pe canal. Am fost inspirat, de fapt reinspirat de un coleg de clasă să vorbesc despre temele acestea mai concrete sau mai filozofice. Numele canalului este R3Z sau Z3R și aceasta este introducerea către canalul meu. Următoarele videoclipuri vor fi în funcție de subiectele pe care consider eu cele mai importante, neapărat vitale. Și cu timpul vom intra și în profunzime, adică voi dezbate anumite lucruri de suprafață, în mare, ca și cum aș face un rezumat. Și după aceea voi prezenta punctul meu de vedere la fiecare dintre aceste lucruri. De exemplu, vom face videoclipuri legate de dezvoltare personală, sau de școală, sau de relații, sau de limbi străine, sau de pasiuni. De exemplu, eu acum, deși știu engleză, aș putea începe să vorbesc într-un videoclip în spaniolă. Puțină spaniolă, acolo știu, înțeleg. Seamănă foarte mult cu româna și iubesc limba aceea. Sau italian, sau franceză. De asemenea, nu sunt foarte bun pe partea asta de real, dar pot să fac conexiuni între lucruri. Îmi place matematica, îmi place ideea de a cunoaște lumea, îmi place universul, îmi place astronomia. În schimb, nu suport astrologia. Îmi place chimia cât de cât, dar nu în măsura în care să fac o carieră din asta. O carieră vreau să-mi fac din a vorbi, din a dezbate, din a înțelege lucrurile în profunzime. Atât pentru mine, cât și pentru alții. Fiindcă, serios, acum nu e vorba de cât îi pot ajuta pe alții. E vorba de cât mă pot ajuta pe mine să evoluez, să mă dezvolt. Uitați, vremea afară este foarte interesantă. Foarte rar am văzut că la ora 2 după amiaza se bată vântul să fie așa de răcoare. Bun, dacă aveți sugestii sau dacă aveți idei de subiecte, de să vorbiți despre ce. De asemenea, referitor la subiectul de limbi. Aș fi putut foarte bine să încerc germană, dar nu prea le-am cu accentul și mi-e cam greu să pronunț cuvintele din engleză care sunt germanice sau cele celtice. Mi-este foarte ușor să pronunț cuvinte în acestea latine sau oarecum slavone. Așa că nu mă puneți să învăț rusă sau bulgară sau sârbă, nici de cum limbi fino-ugrice sau adică finlandeză, maghiară, estoniană. Ci mai degrabă aș învăța turcă decât să învăț, nu știu, maghiară. Că tot am început să vorbim de asta. Cum văd eu lucrul ăsta, neapărat cu limbile, cu viața în general, trebuie să ai un anumit bagaj de cunoștință. Trebuie să știi tot, să te descurci prin viață. Și asta nu zic fiindcă am fost învățat de mic, asta e fiindcă mi-am dat seama de asta. Să înveți despre fiecare lucru în parte, să înveți despre literatură, engleză, franceză, română, mai ales literatură română, normal. Matematică, normal, trebuie să știi în viață, deci matematica asta trebuie mereu. Să știi din astronomie, din chimie, din limbi, să vorbești, să comunici, să știi puțină artă, să știi istoria artei, să știi istorie. În general, istorie europeană, istorie mondială, istoria țării tale, măcar lucruri de bază. Mai ales că eu sunt și de profil, trebuie să le știu mai în profunzime. La fel și cu limbile, nu te obligă nimeni să știi limba aceea în perfecțiune. Trebuie să știi să zici, te rog, mulțumesc, bună ziua, bună seara, la revedere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da și nu. Ceva de genul. Sau nu știu rusă, nu știu spaniolă, nu știu germană, de exemplu. Sau să zici, știu puțin. Puțină spaniolă, știu. Puțină italiană. Sau, eu entendez spaniol. Sau, eu capici italiană. Ceva de genul. I understand English, ceva de genul. Să poți să îi spui persoanei respective că, mă, uite, ești interesat de subiect, nu ești chiar cea mai pregătită și cea mai măsură persoană să vorbești despre acel lucru, dar îți dai interesul și asta e cam tot ce contează și în viață la fel. Contează să-ți dai interesul, contează să încerci măcar cu tot ce ai, dar în același timp nu uita de principiul Pareto. 20% din eforturi aduc 80% din rezultate. Și invers, 80% din eforturi aduc 20% din rezultate. Așa că nu te stădui prea mult.
Fie că e vorba de școală, fie că e vorba de viața ta profesională, fie că e vorba de o fată, sau dacă ești fată de un băiat. Așa că dacă aveți și alte idei sau alte subiecte despre care aș putea vorbi aici, lucruri interesante și lucruri despre care aș putea vorbi, fiindcă credeți-mă, sunt în măsură să vorbesc de destul de multe lucruri, lăsați-le în comentarii. La revedere!